Spuneți când e momentul. Da? Bună ziua tuturor! Așa cum probabil cunoașteți, astăzi a avut loc o rundă de discuții în formatul a 4 fracțiuni parlamentare. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a participat la această discuție. Noi, PAS, am căzut de acord că cele trei probleme enumerate sunt de actualitate. Prima ține de agricultură, mai bine zis seceta care a afectat foarte grav agricultura. Doi, situația pandemică, COVID-19 și repercusiunile pe care le are asupra vieții cetățenilor și așa mai departe. Și, desigur, amendamentele la cod electoral, care au rămas o restanță de la sesiunea subit întreruptă de majoritatea parlamentară cu 2 săptămâni mai devreme decât ar fi trebuit să se întâmple. Fiecare fracțiune și-a expus opinia. Sigur că cel mai mult am discutat despre măsurile imediate, urgente, legate de secetă. Sunt, din păcate, încă diferențe de opinii. Opinia noastră este că noi trebuie să convocăm de urgență o ședință extraordinară a Parlamentului și lucrul ăsta trebuie să se întâmple în cel târziu 7 zile, timp suficient pentru toți, dar pentru toți cei care într-adevăr doresc să vină cu soluții și să găsim și să aprobăm decizii care vin în ajutorul țăranilor. Coaliția de guvernare are altă abordare. Ei opinează că mai întâi să identificăm soluții, după care să stabilim data ședinței extraordinare. Noi rămânem pe poziția noastră. Astăzi, la 2, vor continua discuțiile. Pentru noi este foarte clar că toate instituțiile care au tangență cu problema secetei, situației în agricultură, că vorbim de Ministerul Agriculturii, ANSA, de Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Economiei, Camera de Comerț, trebuie în regim de urgență să se mobilizeze, să vină la Parlament sau în altă locație pe care o să o convină cu colegii noștri și punctual să găsească soluții. Noi avem soluțiile noastre, colegii de la platformă au soluțiile lor, deci trebuie doar să ne așezăm și să găsim foarte repede care este decizia cea mai indicată. Cu toții știm, în 11 raioane, agricultorii au ieșit la proteste. Despre secetă, apropo, la capitolul că trebuie să găsim soluții mai întâi și după care să convocăm ședința, seceta nu a apărut ieri alaltăieri. Lucrul ăsta trebuia făcut încă în luna mai. De aceea această scuză nu funcționează. Și numirea datei ședinței extraordinare este imperioasă și se cere. Vom continua, cum am spus, discuțiile azi la orele 2, să vedem cât de bine intenționat și deschis sunt cei din cadrul autorităților. Vom invita și din partea sistemului bancar, pentru că una din probleme ține de reieșalonarea creditelor care le-au contractat agenții economici, în special cei din cadrul agriculturii, din domeniul agriculturii, astfel ca oamenii care au ieșit astăzi la protest să aibă un răspuns foarte clar când parlamentarii se întrunesc pentru a lua decizii. În majoritatea cazurilor, decizia ține de Parlament. Că vorbim de modificarea legii bugetului, pentru alocarea cheltuielilor, pentru compensarea pierderilor, ține de Parlament. Că vorbim de instrumentul decretării stării de urgență, la fel, ține de Parlament. Și alte multe lucruri care toate ajung să fie decise în Parlament. În istoria parlamentarismului Republicii Moldova, noi am avut suficiente exemple când, dacă a trebuit, peste noapte ne-am mobilizat, ne-am convocat. Adevărul că nu de fiecare dată erau motive bune, dar au fost și motive bune, de aceea noi vom insista ca în cel târziu, 7 zile, Parlamentul să fie convocat. Atât, dacă sunt întrebări. Mai am o altă întrebare. Vă rog. Ieri instituția financiară a lansat un comunicat în care susține că
dumneavoastră, cum apreciați în general ce se întâmplă la bancă și acțiunile procurorilor în acest caz? Eu și toți colegii mei, dar cred că toți cetățenii așteaptă că în sfârșit procuratura să apuce de treabă. Într-un final, scuza că numai ce venise domn procuror în funcție și nu știa unde vine și trebuia timp să se adapteze, acomodeze, nu mai rezistă. Deci procuratura, într-un final, să-și facă meseria, să-i găsească pe cei care au furat din sistemul bancar, în special pe Placotniu, care stă acum bine mersi cu banii furați în altă parte, și să ajungă, într-un final, și la cei care primeau bani din așa numitul, deja vestit, culioc. Mă refer la domnul președinte Dodon. Cu alte cuvinte, mesaj către domnul procuror general. Înțeleg, dacă nu greșesc, dacă greșesc, cer iertare. Înțeleg că e în concediu. Dacă e în concediu, e bine și în viceprocuror, am înțeles tot, e în concediu. Să lasă concediile, nimeni nu merge în concedii, nu-i timp de odihnă și să apuce de treabă. Și la metal feros, și în sistemul bancar, și contrabanda cu țigări din Transnistria spre Uniunea Europeană și multe, multe alte lucruri. Dar cum credeți? De unde au apărut aceste îngrijorări din partea băncii? Ea doar se apără în mine dumneavoastră sau chiar sunt temei că, într-adevăr, sunt pericole pentru asta? Adică că am consecința asta. Atât timp cât Procuratura Generală, cu riscul de a mă repeta, nu vine foarte clar cu poziții pe dosarul furtul miliardului, pe Landromat, pe alte dosare de rezonanță, sigur că noi o să avem pretenții la Procuratura Generală. Informația, apropo, nu știu dacă a ajuns în presă, Procuratura Generală a expediat un raport intermediar către Comisia Ordine Publică, Securitate și așa mai departe, privind investigarea furtului miliardului. Eu l-am citit și vreau să spun opinia mea, raportul este foarte și foarte palid. Deci, mare diferență între primul raport din februarie și ăsta care l-am citit acum, nu-i. Dar când va fi examinat? Va fi o ședință convocată? Da, deci în ședința, o să fie ședința convocată, eu în calitate de vicepreședinte a comisiei, o să insist să convocăm ședința comisiei în care să invităm autorii raportului și să ne prezinte explicații pe marginea acestui raport intermediar. Niciun progres. Principalele obiecții. Nici un progres eu nu am văzut. Da. În rest, reiterăm, noi solicităm stabilirea unei zile a ședinței extraordinare a Parlamentului, 7 zile. Suficient timp pentru toți. Luni sau marți? Luni, marți, pentru noi toți să ne mobilizăm și să venim la treabă. Parlamentul ăsta nu a, în sesiunea actuală, nu a manifestat exces de zel în a munci. Vreo câteva luni a stat deconectat și scuza a fost COVID-ul și pe urmă cu 2 săptămâni înainte a fost deconectat. Deci, estimați deputați, pe unde sunteți, pe unde nu sunteți, dacă sunteți la odihnă, lăsați odihnă, veniți acasă. Mulțumim.